Cel mai recent volum de poezie, semnat de Varujan Vosganian, a fost lansat și la Cluj. Autorul cărții Șoaptelor a debutat editorial ca poet, continuând să scrie versuri și în prezent, în al timpul deplinei sale maturități literare. Scriitorii și publiciștii care au luat cuvântul la prezentarea cărții au scos în evidență complexitatea și diversitatea poeziilor cuprinse în volumul intitulat Ei spun că mă cheamă Varujan, a cărui apariție constituie un eveniment literar de importanță majoră. Această carte este un spectacol de poezie totală, aș spune, începând din poezia liminară a volumului, cea care deschide cartea, intitulată Prefață. Deci acolo sunt enunțate principalele teme ale acestei cărți. Însă temele lui sunt temele clasice ale poeziei, de la Cântarea cântărilor până la Eminescu sau Bacovia. Timpul, devorator, proximitatea morții, iubirea, istoria personală, sunt teme pe care le-au folosit și alții. Însă, sub pana lui Varujan Vosganian, ele capătă o nuanță proprie, o profunzime extraordinară spusă în cuvinte foarte simple. Cred că acesta este secretul lui Varujan Vosganian. Folosește cuvintele cele mai simple, el nu apelează la dicționar sau la alte cărți, nu e un poet livresc. Folosește cuvintele pe care le găsim și în gura oamenilor de pe stradă și aceasta face marele lui farmec ca poet. Ei spun că mă cheamă Varujan este un volum care a fost scris într-o perioadă de un an și ceva și a fost rezultatul unor meditații asupra destinului meu și a destinului lumii în care trăiesc. El decupează imagini din mai toată viața mea, de la copilărie și adolescență până la maturitate și până la vârsta pe care o am eu acum, în care încep să reinventez trecutul și încep să mă gândesc la trecutul meu așa cum aș fi dorit să fie. Este un fel de autobiografie, dacă se poate spune așa ceva despre poezie. Este un fel de autobiografie care însă atacă teme care ar putea să fie comune și cu cele ale cititorului, astfel încât să scriem și să citim împreună poemul. De aceea eu și sugerez într-un anumit fel că cel care citește poate uneori să ajungă la propriile concluzii și poate el să dea un nume poeziilor mele. Caut stigmatele primite de la bunicul meu, Setrac Melichian. Pe când alerga spre mare, la poalele muntelui Nusal, fără să știe că vaporul izbăvitor plecase. Varujan, în aceste poeme ale sale, se autoportretizează fără a se flata și atunci descoperim cu mare sinceritate prezentată în carte, în poeziile sale, Varujan copil, Varujan sărac, Varujan trist, îndurerat, lovit, speriat, Varujan îndrăgostit, Varujan aflat în deplinătatea vârstei, în floarea vârstei, într-o înfloritoare și de plină maturitate, dar și un Varujan care simte bătrânețea, care presimte chiar moartea apropiindu-se. Toate aceste etape ale vieții, toate aceste condiții ale ființei umane și fragilitatea și omul supus sub vremi, sub destin, sub soarta biologică căreia nu ne putem sustrage, sunt prezente în aceste autoportrete. În jurul meu se lasă acum o pace ursuză,
Martiri mai sunt doar pe plăcuțele cu nume de străzi. Și uneori, când nu știu cine sunt și numele nu mai e de folos, caut stigmatele pierdute acum mai bine de un secol pe țărmul unei mări pe care catargele nu se ivesc. Caut stigmatele bunicului meu. Dar e o durere prea mare. După fiecare poezie pe care o scriu, am un sentiment de lecuire. Mă gândesc că ea s-a salvat în felul ăsta, pentru că mă gândesc oare câte poezii n-am să mai apuc să mai scriu și mă simt vinovat față de ele și îmi cer de pe acum iertare acestor poezii, dar poeziile celelalte, ca și eroii romanelor mele, sunt deja mântuiți, sunt salvați, ei vor continua să trăiască dincolo de mine. Și odată am fost întrebat cum mă simt ca cel care am scris romanul Cartea Șoaptelor, care a fost citit pe multe meridiane, și am spus, am un sentiment ciudat, am sentimentul că nu eu am scris Cartea Șoaptelor, ci Cartea Șoaptelor m-a scris pe mine, pentru că de atunci viața mea s-a schimbat după cartea pe care am scris-o. Așa și cu acest volum de poezii, el îmi arată despre viața mea lucruri pe care, fără să scriu aceste poezii, nu le-aș fi aflat.